Noi detalii de la crima terifiantă comisă de un minor de 16 ani din Soroca. Băiatul suspectat că l-a omorât pe un taximetrist de 64 de ani și a aruncat cadavrul într-o pădurice a fost arestat preventiv în data de 3 septembrie. Într-un comunicat emis presei, Procuratura Generală a oferit detalii despre tragedie. Potrivit procurorilor, minorul de 16 ani și-ar fi recunoscut vina și-ar fi declarat că l-ar fi omorât pe bărbat pentru a-i fura banii și lucrurile de preț din mașină. Minorul ar fi comandat un taxi, iar după ce ar fi urcat în mașină, s-ar fi plimbat prin mai multe localități din în țară. Băiatul ar fi asigurat pe taximetrist că îi va plăti la finalul călătoriei în orășelul Vadului Vode. La un moment dat, minorul ar fi atacat cu un cuțit și l-ar fi omorât pe taximetrist. Ulterior ar fi dus cadavrul cu mașina în nordul țării, iar trupul neînsuflețit l-a aruncat într-o pădurice din raionul Râșcani, apoi s-a întors cu mașina la Chișinău. Potrivit procurorilor, cercetările au început după ce o companie de taxi a anunțat despre dispariția angajatului lor. După ce au început căutările, forțele de ordine au găsit mașina victimei pe o stradă din Chișinău, iar în portbagaj era urme de sânge, dar și o lamă de cuțit. Ulterior, cadavrul victimei l-au găsit în pădurea din raionul Rășcan, iar în data de 2 septembrie a fost identificat și suspectul, acum minorul de 16 ani, care este cercetat paralel și pentru alte infracțiuni, riscă până la 15 ani de pușcărie.